Bună seara și bun găsit, vă spun și de această dată, vă invit să rămâneți alături de noi. Discutăm astăzi despre rolul pe care îl are cercetarea științifică în dezvoltarea societății, despre rolul pe care îl au instituțiile de învățământ superior în cercetare și în dezvoltarea până la urmă pentru crearea progresului, dar și despre relațiile cu mediul economic și parteneriatele care au fost încheiate la Universitatea din Craiova. Alături de noi, domnul profesor universitar doctor Radu Constantinescu, prorector Universitatea din Craiova, cercetare științifică și relații cu mediul economic. Vă mulțumesc, domnul prorector, că ne sunteți alături. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru noua oportunitate de a discuta despre rolul cercetării în societate. Cercetare. Ni se pare atât de greu de realizat acest lucru. Pe de altă parte, cred că noi toți recunoaștem rolul cercetării în ceea ce înseamnă progresul unei societăți. Îl recunoaștem noi ca societate. Mă gândeam dacă este recunoscut și la nivel de stat prin ceea ce înseamnă finanțarea cercetării. Da, începem așa. Începem cu partea mai puțin plăcută a poveștii. Desigur, niciodată cercetătorii, institutele de cercetare, universitățile nu au fost mulțumite cu finanțarea pe care au primit-o. Există un acquis european care prevede ca investițiile pentru dezvoltare, inovare, cercetare în fiecare țară a Uniunii Europene să ajungă la 3% din produsul intern brut. Dintre aceste 3%, sigur, cel puțin jumătate ar trebui să însemne investiții private în domeniul cercetării. Nu numai bani veniți de la buget, dar măcar 1,5 ar trebui să, din la sută din produsul intern brut, ar trebui să fie investiția guvernamentală în cercetare, dezvoltare, inovare. La noi este departe de a atinge această cifră în momentul de față, este sub 0,5%, sigur, procentul acesta a crescut un pic. Există și o anumită finanțare complementară pentru cercetare, nu direct sub formă de investiții pentru cercetare, dar oricum, sigur, nu suntem mulțumiți de nivelul investițiilor în cercetare. Universitatea din Craiova a câștigat pe parcursul timpului diverse tipuri de proiecte prin care să aducă bani, să aducă tehnologie de ultimă generație la universitate, astfel încât să se poată face această cercetare. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre ultimele proiecte câștigate de Universitatea din Craiova. Da, într-adevăr, de la an la an, Universitatea din Craiova reușește să atragă mai multe resurse din activitatea de cercetare. Până la urmă, dacă este să privim strategic, activitatea de cercetare științifică dintr-o universitate are menirea să aducă două lucruri. 1. Vizibilitate. 2. Resurse financiare suplimentare. Deci, putem vorbi acum despre ce înseamnă resurse financiare atrase prin proiectele universității și apoi vom putea discuta despre ce înseamnă creșterea vizibilității instituției prin rezultatele, prin valorificarea rezultatelor din cercetare. Revenind la întrebare, sigur, spuneam, am reușit să atragem resurse din ce în ce mai mari. Am chiar de curând, cerându-ni se la nivelul Ministerului o statistică, am constatat că am plecat în 2015 de la fonduri atrase prin cercetare care însumau cam 5 miliarde și ceva bani vechi. Acum fondurile atrase prin cercetare depășesc 7 miliarde de lei. Deci există o creștere. Cercetarea ca și pondere în bugetul universității are acum o pondere de 12-15% în bugetul instituției. Au fost și momente mai bune, vreau să vă spun că, mă rog, din ceea ce știu eu
am urmărit fenomenul la universitate, perioada 2005-2008 a fost perioada cea mai bună, în care fondurile atrase prin programe de cercetare ajunseseră la aproape 30% din bugetul universității. Deci era o finanțare formidabilă. Este important că reușim să câștigăm proiecte atât la nivel național cât și la nivel internațional. Este important că se formează grupuri de cercetare care abordează domenii de strictă specializare și de domenii prioritare pentru cercetarea europeană. Și este important că tinerii studenți, doctoranzi, în special doctoranzi, au posibilitatea, prin laboratoarele create, prin programele de colaborare create, să facă primii pași în cercetare, într-adevăr. Și totodată astfel să fie pregătiți pentru ceea ce înseamnă performanța în piața muncii. Evident, din ce în ce mai mult se pune problema unei specializări atente și accentuate pentru a putea răspunde cerințelor pieții. Studenții noștri au constatat deja că nu este foarte simplu să te integrezi la o companie, pentru că de câte ori încearcă să meargă acolo la interviuri pentru angajare, solicitările sunt foarte concrete. Noi încercăm să-i ajutăm pe studenți să treacă de la nivelul acesta al pregătirii teoretice pe care îl asigură cursurile, să treacă la nivelul unor căpătării unor aptitudini, unor abilități practice, ca efectiv să poată să facă față cerințelor angajatorilor. Sigur, probabil că nici noi nu am făcut destul, dar cred că nici studenții nu sunt suficient de interesați, de conștienți de importanța pregătirii acesteia prin activități practice, în laboratoare, în stațiuni, în activități concrete, practice, făcute suplimentar activității curriculare de la orele de curs. S-a tot vorbit și s-a tras, dacă vreți, ca un reproș, ca o hibă pentru învățământ, atât preuniversitar cât și universitar, faptul că se învață multă teorie și mai puțină practică. Se spunea des acest lucru. Suntem tributari, trebuie să recunoaștem, unei astfel de orientări a învățământului. Este uneori excesiv de teoretizat. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că nu putem să rămânem la nivelul unor formări vocaționale în care oamenii se deprindă doar abilități. Trebuie să-i formăm pe studenți, pe viitorii absolvenți, să le formăm un mod de a gândi, să le formăm o capacitate de a se adapta unor situații date, și asta nu pot să facă decât dacă au o bază fundamentală, o bază temeinică de cunoștințe din acestea trainice, teoretice. Teoretice, dar și practice, pe care le-au demonstrat, pentru că astăzi, dar și mâine, studenții craioveni sunt în centrul Craiovei, unde duc cumva știința și proiectele inedite din laboratoare, le duc în mijlocul comunității. De 10-11 mai sunt zilele în care studenții Universității din Craiova, și sunt convinsă că și cadrele didactice, pentru că le-am văzut acolo, mută practic experiențele inedite, experimentele din laboratoare în stradă. Da, este deja a șaptea ediție, mi se pare, a activității acesteia. Studenții noștri pot mai mult, așa este genericul sub care se desfășoară, și exact cum spune acest generic, studenții și evident și cadrele didactice își propun să demonstreze că studenții au abilități practice, știu să facă lucruri concrete. Și vrem să demonstrăm asta cui? Comunității locale. Ieșim în stradă. Este o modalitate, dacă vreți, un pic mai agresivă de a ne
face simțită prezența și până la urmă de a ne revendica, dacă vreți, locul în panoplia aceasta instituțională din zona Olteniei. Cred că sunt acțiuni frumoase, eu cred că cei care vin în contact cu aceste grupuri de studenți care arată ce știu să facă în zona din centrul vechi al orașului, cred că acești oameni sunt oarecum bucuroși să vadă studenți tineri care sunt pasionați de robotică, sunt pasionați de mașini, sunt pasionați de lucruri inovative, noi, pe care doresc să le propună. Universitatea joacă rolul de schelet până la urmă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea unei regiuni, sau așa ar trebui să însemne, cel puțin la nivel teoretic. Universitatea din Craiova este pentru regiunea Sud-Vest Oltenia principalul furnizor până la urmă de cunoștințe. Da, nouă ne place să credem că suntem la nivelul acestei regiuni Sud-Vest Oltenia, o placă turnantă care facem cumva legătura, juncțiunea între ceea ce înseamnă forță de muncă bine pregătită sau pregătită suficient ca să intre pe piața muncii și angajatori, societate, comunități locale care așteaptă să vadă într-adevăr că există oameni pregătiți care vin acolo și sunt preocupați de proiectele locale. Cred că reușim să facem, să ne-am asumat și cred că ni-l îndeplinim acest rol de placă turnantă în comunitatea locală din această zonă. Mediul economic, pentru că sunteți prorector răspunzător de această cum să-i spun, relație exact, până la urmă cu mediul economic. Dar atât de importantă până la urmă universitatea. Avem studentul, viitorul specialist, universitatea care furnizează informația pentru viitorul specialist, care mai apoi ar trebui să vină și să completeze puzzle-ul acolo unde trebuie, la angajator, cu informațiile de ultima generație pe care le învață la universitatea. Cred că niciodată Universitatea din Craiova nu a avut relații mai bune, mai eficiente cu mediul socioeconomic așa cum are în ultimii ani. Nu mă refer neapărat la anii ultimii doi în care eu am fost răspunzător de coordonarea acestor relații, ci mă refer la ultimii, să zicem, 4 ani, 5 ani, activitatea este începută mai de mult. În orice caz, în ultimii ani, vă pot spune că marile companii din regiune sunt aproape de universitate. Sunt aproape de universitate nu numai în ideea că vin să vadă cum pregătim studenții, să selecteze eventuali angajați. Sunt aproape de noi ajutându-ne să-i formăm pe studenți, oferindu-ne internship-uri în companiile dumnealor, oferindu-ne, dacă vreți, sprijin logistic și financiar. Iată, nu pot să nu spun că doar săptămâna trecută Universitatea din Craiova a intrat în posesia 2 autoturisme pe care să le folosească specific pentru activitatea de pregătire a studenților din domeniul autovehicule rutiere. Au fost donate de compania producătoare și asta arată că acea companie chiar apreciază că ceea ce facem noi și apreciază că noi putem să-i formăm pe viitorii lor angajați. Înțelege foarte clar rolul și până la urmă aceasta este o donație în viitorul specialiștilor dumnealor. Exact. Un lucru extrem de important până la urmă, un triunghi care, dacă funcționează, nu are cum să nu vină rezultatele și către comunitate prin dezvoltarea mediului economic, da? Și prin a crește și în regiunea noastră.
Da, exact acest lucru sperăm și noi să se întâmple. Am dat un exemplu cu pentru autovehicule rutiere, dar vreau să vă spun că avem relații foarte, foarte bune și cu alte companii care investesc în oameni, investesc în studenți, nu neapărat bani, dar îi ajută să se formeze. Spre exemplu, sunt lucrări de licență, de absolvire, care se fac în cotutelă între un cadru didactic din universitate și un specialist din companie. Sunt activități comune pe care le promovăm împreună. Chiar această manifestare despre care am vorbit, studenții noștri pot mai mult, se realizează în colaborare cu marile companii din regiune. Da? Este foarte important să reușești să-i atragi pe acești oameni alături de tine, mediul academic, dar în același timp, pentru aceasta, să-i ai alături, trebuie ca tu, la rândul tău, să fii alături de problemele lor, să fii gata să sprijini cu capacitățile tale, cu abilitățile cadrelor didactice, cu dotările pe care le ai, diferitele optimizări pe care dumnealor și le doresc. Cât de deschisă este Universitatea din Craiova și de flexibilă față de angajatori? Pentru că mă gândesc că, și cred că s-a întâmplat ca angajatorul să vină să spună că e nevoie de eu știu, o articulare sau de o flexibilizare a curriculei în sensul dorit de dumnealui. Deci nu am așteptat să vină angajatorii să spună acest lucru. Chiar de acum câțiva ani a fost inițiată o colaborare foarte clară cu companiile. Fiecare facultate, dacă vreți, fiecare domeniu de studiu și-a găsit o companie care a putut să intervine, să contribuie la rotunjirea, dacă vreți, a curriculei, a programei școlare pentru programul de studiu respectiv și v-aș da câteva exemple. Avem colaborări cu companii IT care pot să vină și să pregătească studenții pe anumite tipuri de softuri. Vin specialiști de-ai dumnealor, noi le punem la dispoziție discipline opționale și specialistul din producție vine, face acea prezentare a softului, îi antrenează pe studenții în învățarea softului respectiv de care compania are nevoie, iar apoi îi invită la stagii să lucreze la companie, studenții având șansa să fie ulterior angajați. Știința, tehnica, din fericire, spune Eva, crește foarte repede. Informațiile se updatează practic de la moment la moment. Asta înseamnă, mă gândesc, o greutate extrem de greu de dus, atât pentru cadrele didactice care au nevoie să și reverifice informația și cursurile și să și le updateze, dar și pentru partea materială care ține de infrastructură. Este una din problemele majore cu care ne confruntăm. Există, sigur, pe de o parte, nevoia ca specialiștii noștri, cei care predau cadre didactice, să fie tot timpul la zi cu diferite dezvoltări pe diferite direcții și acestea sunt foarte variate și foarte greu pentru un cadru didactic să schimbe permanent, să se adapteze permanent la alte noutăți, alt domeniu. Pe de altă parte, există această problemă cu noutatea tehnologiilor pe care le folosim în instruire. E foarte greu să ai tehnologii moderne, ultra performante, cu care să faci pregătirea studenților. E foarte scump, nu ne permitem întotdeauna. Dar mai este și o altă problemă, al treilea aspect. Ar trebui să dereglăm permanent curricula, pentru că dacă, spre exemplu, constați că anul acesta este nevoie să faci, vă dau un exemplu din domeniul meu, fizică, pentru că îmi este la îndemână, constat că este nevoie de optometriști și pun accent în pregătirea studenților pe discipline care îi formează spre optometrie. Dar asta se poate întâmpla un an sau doi. După aceea, constat că este nevoie, eu știu, de oameni care să facă
modelări ale fenomenelor neliniare. Trebuie să schimb programa, curricula, să pun discipline din acest domeniu. Poate să facă asta conducerea unei facultăți sau este nevoie de acorduri? Mă refer cât de grea este procedura, cât de greu este să Procedura nu este introduci un dificilă. Program, o disciplină nouă. Deci, poți să modifici planul de învățământ și asta poate să facă fiecare departament responsabil de un anumit program. Problema este că se bulversează complet, nu există o anumită stabilitate. De aceea trebuie să căutăm tot timpul să avem un trunchi comun, să identificăm acele discipline care asigură o formație generală, iar formațiile acestea specializate pe diferite direcții, uneori înguste, trebuie să le facem în colaborare cu firmele care sunt interesate de astfel de formări. Și putem să realizăm astfel de formări prin disciplinele opționale, prin partea de curriculă neobligatorie. Mi-amintesc că în urmă cu câțiva ani erau reproșuri de ambele părți, și de la mediul economic către formatorii de specialiști, către instituțiile universitare, dar și din cealaltă parte. Reproșuri continuă să existe, normal, relația nu este niciodată perfectă, dar este foarte mult îmbunătățită la nivelul Universității din Craiova. Cred că noi, ca universitate, merităm în continuare ceva reproșuri. Probabil că n-am fost suficient de flexibili vis-a-vis de anumite cerințe ale angajatorilor. În schimb, repet, am găsit în ceea ce ne privește angajatori foarte flexibili, foarte doritori să se implice în procesul de formare al tinerilor și, până la urmă, interesați să creeze o forță de muncă utilă, imediat integrabilă în companiile lor. Am văzut la Universitatea din Craiova că în ultimii ani au apărut programe noi de studiu, au fost restructurate altele. Este o dovadă a dorinței noastre de a urmări tendințele pieții și, până la urmă, de a fi eficienți. Este foarte complicat în condițiile în care finanțarea programelor se face după numărul de studenți care îl parcurg, parcurg acele programe, e foarte complicat să susții programe care sunt neeficiente, pe de o parte pentru că nu sunt suficienți studenți, pe de altă parte, de ce nu sunt suficienți studenți? Pentru că probabil nu este cerere pe piața muncii. Și atunci noi trebuie să avem o anumită flexibilitate. Desigur, sunt probleme complexe la nivel sistemic, dacă vreți. Fizica, în ansamblul ei, trece prin dificultăți, în sensul că nu sunt foarte mulți tineri doritori să învețe fizică, să studieze fizica, având în vedere că probabil oportunitățile nu sunt suficiente, dar, pe de altă parte, ca universitate, trebuie să avem în vedere că științele fundamentale, matematica, fizica, chimia, au rolul lor în formarea tinerilor și o universitate care se respectă trebuie cumva să susțină astfel de domenii care, cel puțin temporar, trec prin dificultăți. Nu ar fi natural, spre exemplu, să susținem 2 sau 3 specializări la fizică, toate trecând prin dificultăți. Trebuie găsită o anumită specializare care eventual se schimbă de la un an la altul, dar în așa fel încât să minimizăm pe cât se poate nivelul acesta, dacă vreți, de ineficiență în activitatea universității. Așadar, dincolo de ceea ce înseamnă partea financiară de susținere a unei universități, sunt principiile de bază pentru a putea să aducă informația în plus, să aducă până la urmă cercetarea, inovarea, să aducă o forță de muncă viabilă și performantă. Da. Aici cred că este o mare provocare între a se menține nivelul de profit și ceea ce înseamnă calitate și rolul de instituție, exemplu până la urmă, ca și rol, ca și o sumedenie de aspecte pentru societate. Da, eu altfel spus aceeași idee, uneori spun că suntem obligați să facem compromisuri
Categoric, dar trebuie să cunoaștem limita până la care ne permitem să facem aceste compromisuri atunci când este vorba de calitate, când e vorba de competențe pe care le formăm la studenți și când e vorba, dacă vreți, până la urmă, de prestigiul nostru instituțional. Domnul prorector, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Mult succes, vine vara, deja cred că sunteți vă pregătiți pentru procesul de admitere din această vară. Am început deja. Da. Eu i-aș îndemna pe cei care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat să-și facă timp și să treacă și prin centrul vechi al Craiovei, să-și cunoască viitoarele cadre didactice și viitorii colegi de la Universitatea din Craiova. Așadar, și mâine, vineri, 11 mai, de la 10 până la 17, dacă nu mă înșel, găsiți în centrul Craiovei studenții, dar și cadrele didactice. Toate cele bune, vă doresc, la revedere!